Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai joc așa o leacă de GTA că n-am așa de mult și acum mi-am dat seama că am jocul de vreo 11 luni și nici acum nu a terminat. Dezamăgitor, ce pot spune. Hai să vedem ce misiuni mai avem și noi pe aici prin zonă. Care mai aproape, uite la ăsta aici. Berry, nu știu ce treabă avea cu ăsta. Hai să luăm Trevor mobilul ăsta care e vai și amar de capul. Mai bine mergeam cu un trabant pe motor pe suc de prune, nu știu. Când zic de prune, mai fără distilat, adică știți că mai sunt. Că berii să bagi vodka, alcool în mașină pe post de combustibil. Că e bazat pe ardere sau nu știu, nu prea am mecanica, dar știu că mai merge așa. Bastard store my money, aia e fițar sau... Hai că mă duc după ăla. Stai că mă duc după el cu mașina, hai să facem o faptă bună cu Trevor. Cine spune că protagoniștii din GTA trebuie să fie neapărat niște mafioți? Care fac numai chestii rele. Vino cu unde ești? Uite-l dracu ce fuge. Dă-te fă la o parte. Hai că dau cu mașina peste. Ce, nu ai murit, mă? Nu ne sunt pe ce parte are asta atracțiunea pe față. Mai fugi departe. Hai să încărcăm ăsta. Bun, am la portofelul, hai să ducem înapoi la femeia aia. $500, bun. Cum suflă ăsta săracul? S-au de căruța pe fundal? Trece acum o căruță cu doi cai frumoși cum era clipul ăla, doi cai frumoși, sau câți era, nu mai știu. Hop. Ăta nebi, trei motocicliști așa în coloană. Motorbike, Horia San și Vlad B. Na, ca să zic așa trei de ăștia care fac motovlog. Mi-a zgrea mașina un bulanjiu, bă, fițear ca... Ia-ta-i naibim, lovezi mașina, bă, dacă vin și vă dau un glonț după ce a făișesc că tot eu sunt ăla rău. Mai și coboră după mine? N-a decât să mă fugărească. Ok, deci să nu mor pe pod acolo, am și pierdut 2 minute prețioase să... Fițear camionul să-ți fie, m-a înjurat Codrin că l-am creat în WWE. Dar chiar mă, cum vi s-a părut că l-am creat pe Codrin? N-am văzut că mare parte notele acolo au fost chiar decente, de 8.50, deci n-am avut notele astea la, în toți ăștia 4 ani de liceu. Ce mi-ați făcut voi acolo? Sunt un artist, ce să mai mi-a zis unul că sunt artist. Am văzut că unul mi-a dat și nota 2 sau 3, că nu știu. O fi din ăla care cum postez videoclip îmi dă dislike, cine știe. Hai să vedem, ce treabă avem noi aici? Stai mă, aici nu e ăla cu iarba lui, parcă. Ce vrea asta să legalizeze iarba? Hai să vedem ce treabă vrea asta. Iar ne droghează. The most important fight of all. Whatever. No, another most important fight. The AIDS. No, no, another one. Animal welfare. Legalization. Here, sign. Se legalizeze marihuana. Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right to consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off. Take a drink. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. It's really good weed. All right, give it here. Cum auzi de iarbă gata. Ia și acum încep să văd extraterestri sau ce naiba, că parcă mai fost misiunea asta undeva. Clowni? Ok, asta e nouă. Ok, deci ăsta urăște clowni, am înțeles. Money.
Hai omor, hai, dă-i și una în cap la civil acolo. De să înțeleg că ăsta a avut traume cu clownii când era copil sau cine știe. Bă, dar chiar așa faci de iarbă? Dacă avem vreun consumator de iarbă prin comentarii, să-mi lași un comentariu dacă, sau dacă cunoaște consumatori. Bă, chiar așa pățești de la cânepă indiană? Mai vine o mașină? Mă, ce bun e shotgun-ul ăsta. Și mi se pare că am cumpărat la unul dintre caracteri, dar nu mai știu la care. Ce fuge lumea. Măcar să-mi lase armura. De fapt, sau îi cumpărasem armura înainte, îl trebuie, nici nu mai știu. Ia, altă, ăsta nici nu am măcar arată clown, arată mai mult cu calar. Să-mi fi dat mai bine o mitralieră totuși, nu știu, sau un agheu. De-aia e mișto shotgun-ul ăsta. Mai vin mulți. Mă, cine zicea că numai Deadpool trebuie să fie un joc cu multă catering în el? Văd că are și ăsta. Și acum să-i fost un salt de la slow motion. Asta nu bubuie. Hai mă, bubui și tu. Asta au fost, mai vin? Bă, nu-i corect, ăștia au automate distanță și eu mă chinui cu shotgun de la 3 km. Sau trebuie întâi să mor ca să scap de clowni ăștia? Interesting talking to you. The fuck was that, huh? It was horrible. Și mi-am stricat și armura. Misiune făcută. Ai. Hai, mă, mai poți să fugi acum? Acum poate, bun. Ce misiune avem în zonă? Asta așa, dar asta e de împrutură, mai mult care Trevor, dragi. Mergem aici? Hai să mergem la asta. Nu pot să-l împuși pe... Stai. Ți-ar iarba, dracu. Nu pot să trag în el. Nu pot. Pot pe lângă Daniel? Nu. Perfect. Hai, urcă și să sperăm că găsim pe vânul pe străcăruia să-i fur mașina. Genial ce pot spune. Copiii nu folosiți droge că nu-i bune, cum ar spune unii mai în vârstă. Și văd că n-am nicio scurtătură. Oh, yeah. Băgat și ca în cur în oraș acolo, în colțul ăla de oraș. Și nici măcar nu prin viteză mare cu rabla lui Trevor. Apropo, am văzut astăzi un dăstă, un videoclip cu GTA 5. Cam mișto și în 4K pentru cei care sunt fani doar pentru claritatea videoului și nu și pentru cât de mișto este ideea de content și astea. De asta cu GTA, pe bune, și comandă unul sau primește ceva în VR și îl vede pe Trevor acolo, cu avioane care bubuie, fură mașina. Bă, dar foarte mișto făcut clipul ăla. Nu mai știu cum se chema canalul. Să-mi bag de mi-amintesc acum asta. Am un lapsus. Lapsus era la când îi spomen sau nici mai știu. Mă, ce-a zburat aici. Hai că e bine că s-a oprit în stâlp. A, uite mă că am armura înapoi făcută, e bine. Chiar toc se chema, dar era ceva gen cu GTA pe viu. Da, frumos, adică și urmării de poliție și tot nu dăște gen care doar se filmează când merg din spate și... De-astea ce sunt pe YouTube de ani de zile. Nu, adică l-a fost făcut foarte mișto. Și văd ca o muscă care mi se pune... Iertați în cacofonie, o muscă ce mi se tot pune pe monitor. Dacă îi dau acum un pume că spar monitorul ca ăla ce s-a speriat la Scary Maze.
Hai să vedem ce treabă avem noi aici cu ăștia trei. So we really finna do this shit. We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Alright. Listen up. Here's the plan. Ce treabă avem aici? O fi misiunea finală, nu cred. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here. Am avut de timp să caut un camion de la un... de la de gunoi o de-asta de remorcat și o mașină pe care s-o ascund într-o locație discretă, cică. Și să le cumpăr măști și haine de instalator sau genul. Hai să dăm skip să vedem. Vedem în acțiune. Deci, getting garbage truck. Ok, hai da în mașina de gunoi. Avem mult de mers, hai credem. Go to Cypress Flats. Flat? Înseamnă plață, ce era flat? Gras? În fine, hai să mergem. Hai că e aici aproape 2,3 mile, 2,2, cât ar semna 500 de metri, nici nu știu. 0,23 erau din urmă, mă rog. Uite că e și ammunition acolo, dar am arme pe Michael. N-am, din păcate, pe Franklin, dar pot să joc mai mult cu Trevor, probabil. Atunci pe prăjitul ăla cum merge. Ok. Și ăsta cu masca de porc. O fi misiunea finală asta, cine știe. Termin GTA 5-ul? Ia, văd că urmărim pe un fraier sau ce se întâmplă. Deci vine o mașină blindată. Da, i-am pus și ăstuia mască de porc. Ok, și ce am de făcut? Să opresc șoseaua, ok. Păi stai să fac așa. Ok, am oprit șoseaua. Că prins mesaj pe WhatsApp, că de ce nu? Cu care mă dau acum? Ok, vine ăsta și nu poate să treacă de mine. Și intru în el? Mă, ce mască i-am pus ăsta de work! Și first person, frumos. Și... zduș! Ma, ce mișto. Misiunea finală asta, nici nu știu. Chiar n-am zis la începutul clipului că... deci, plant sticky bombs, ok. Deci, pe ușile din spate? Rare, cred că din spate sunt. Jet to detonate. Fuck. Everyone out, let's go. Underground now. Move it. My fucking ears. I'm fucking deaf. You complete prick. Clean out the van. I got the guard. The alarm's been tripped. The cops will be swarming. Mă, tu-l poți sta cu mitraliera. Shut the fuck up. Come on, good to go. Sounds like they coming in numbers, homie. They got a panic button, all right. Whole lot of cops. Hai să mut un pic FPS-urile. Hai să le pun pe joc ca să vă șoc de gloanții și stele am. 4 stele, că de ce nu? Și am păsta grenada. Hai că e bună. Vine poliția, îi dau cu grenada. Hai să arunc niște grenade. Luați de aici. Milițienii naibii. Dau una mai departe. Hai că rezolv repede pe fraier. Ok, dă-l încoace pe Michael. Acum înțeleg ce era asta cu mitraila pentru treaba asta. Dar văd că treaba bună am făcut grenadele alea. O grenăs, care n-ai fi pluralul că mă bat. Da mă, vin și din spate. Aaaa, ăștia nu mă aștept. Moare Michael, perfect. Dă-l cu apă Trevor că ăsta moare. Stai bă, să iau sniper-ul, până vine elicopterul mai. This one's out of it.
Nu mă urc înapoi. Ai de cap, mă, ce-mi fac ăștia. În cur l-am pușcat pe ăla. Milițian, mor și tu. Michael mai are viață, cred că-i secat săracul. Stau cu ăsta că Michael e lău. Dă-l cu apă, Franklin. Unde trage? Acum. Asta. Ce azi, sniper sau ce? Unde? Aha. Îți nasuie ăștia cu armurile pe ei. A, mai e unul acolo. Ăsta e cu pistolul, ce naiba? Hai că-mi convine să stau cu sniperul pe aici. Dați-mă-n mine că eu-s mai aproape. Hai la coaie. Cred că pe lângă coaie ți-am dat. Unde se mai trage? Deci sunt vreo doi pe acolo. A, uite că mai vin. Așa. În șosea mai sunt, aha. Unul acolo. Pacu. Aha, uite-l. Ce ai mai și ăsta lău? Dă-mi cu asta. Helicopter, uite-l că vine. L-am delit, l-am delit, bun. E mor Michael sau ce? Sau nu-l mai pot folosi, cine știe? Ziceam că poate bubuie ăla. Hai să mă duc de aici. Deci Michael nu mai merge, e acolo, e mort, habar n-am. Garbage truck, ăsta. E intact? Hai mă că e intact, că nu se bulești. Go to gateway location. E departe, așa ai 2000 de mers. Ai de capul meu. A, nu mai pot folosi deloc, am înțeles. Și în ce parte orașului e asta? Trebuia să fi pus mai aproape de zona asta, dar și eu. Repede, pune acolo, să scam mai repede chestia. E, măcar a fost fain. Războiul cu poliția, aproape era să dau fail că murea Michael. Ops, hai să încerc să conduc regulamentar, bag și pe first person, hai să bag pe first person, să văd cum e. Hai, posibil tot aici să ajung și în realitate mai devreme sau mai târziu pe mașina de gunoi. Da, e, a, e. Cred că am intrat și pe roșu, da, cine mai ține cont, e GTA, ce mama dracu. Un simulator de viață, dar mult mai extrem. Mergi pe contrasens sau
ambele benzi sunt înainte, cred că ambele sunt înainte, da, așa alea înapoi, a, ok. Dar nu merge mai bine așa, hai că mi-au după GPS, dăm cu semnul ăsta așa, luăm și un roșu că nu strică, am scăpat și de wanted, că am bătut poliția, a, uite, că e și verde, aha, ce drum bun, Ovidiu Gunoieru trece la acțiune. Bă, dar asta o fi misiunea finală, că nu știu, dacă ajung la un moment dat, gen, să-l arunc pe unul într-o mașină, pe râul, bag în portbagaj sau portbagaj, supune accent, tot nu știu că e misiunea finală, că am văzut destul pe YouTube. Că de am terminat jocul ăsta de nu știu câte ori pe YouTube, în realitate mai greu. Când apără jocul în 2015 pe PC, de-abia aveam 2 GB RAM eu. Nu, de-abia am apucat semn de YouTube, ci de-abia mergea să filmez Minecraft pe PC-ul ăla și CS Source, dar armite GTA 5. Au. Dar cât prinde asta? 120. Mai puțin ca Dacia, da? Bine, la tonajul are, îți dai seama. Ce dracu e reclama aia de acolo? Going cheap, ok. Hai să încerc să mă bag între mașini. A, uite că și paint spray acolo, sau cum mi se spune. Ia, Bucharest, bike traffic, marele giveaway. Ia, face giveaway acum, deci dacă vedeți acum videoclipul ăsta și ați avut chestie ceva cu giveaway-ul lui Bucharest bike traffic, să știți că a pus chiar acum pe aici. Oh. Stai. Da, pe aici, pe aici, pe aici. Face acum alt giveaway cu nu știu ce bicicletă să dea el una la 10 milioane par sau nu mai știu. Sau, sau zic tâmpenii. Știu că avea un giveaway cu o bicicletă. Am ce să-l distrug? Hai că am grenadă. Și am blocat calea aia. Așa-i? Calea lactei. Get away from the garbage truck. Ok. Moartă mașina asta aici că e Golf sau nu știu. Seamănă un pic așa ca Golf-ul sau zic tâmpenii. Nu mă plece la mașină, ok? Bă. Sau doar, n-ai, cred că doar asta a fost misiunea. Ok, vorbim la, sunăm la telefon la volan, suntem geniali. Dă-te mă la o parte. Nu ține la ureche. Ține pe difuză. Nu s-a terminat. Bă, dă cu Michael. Lotul Devin South. Cu care sunt? Ăsta după la B Michael, dacă era Franklin sau... Nu stai mă, că Franklin era din aur. Ăsta ori e Michael, ori e Trevor, dar cred că e Michael ăsta după mâini, care mâinile curate. Trevor are mâini... Fuuu... Mamă ce... Bă, ce derapează mașinile aici? Hai să vedem ce treabă avem noi aici. Îl prindem pe fraierul ăla, îl aruncăm în... Hai, băga-mi ieși. Hai, dă-mă așalier. I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here. So it's gonna capture us. Five top quality scores, big ticket cars, major payday, bro. That's great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in it. Okay. New contact. Deci, mai e până la misiunea finală. Să-mi spuneți doar că... Sau stai, stai, stai. Am două locații mai în față, ce... Unde sunt astea? S sau D, ia. Devin ăsta sau...
Am de ales un trailer sau mi l-a deblocat? Nici nu știu. În fine, sper că v-a plăcut și această misiune făcută în GTA 5 și episod. Vechea poveste, da, scătiu. Poți să sar gardul? Nu pot. Poți să sar pe ăsta? Pe ăsta pot, văd. Ia, sună Michael. Pardon, Franklin. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB cut? Ok, deci cam atunci cu episodul ăsta. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură. Butonul de mai jos. Ia uite și priveliște faină. Hai să... Ia stai un pic. Nu așa. Hai să bag un selfie. Snap pic, așa. Și cum e să fac selfie? Rotiță. Așa. Dar nu-i bine. Stai. Uite așa. Să mă pun așa. Nu-i bine. Deci tot așa trebuie. Și se întoarce el. Fuu, stai mă. Bă, nu sunt în stare să fac un, o poză cu telefonul în GTA. Bă, dar nu pot să întorc spre plajă, ce bălării. Uite și vă ce mă chinui să fac cu un selfie aici. Ia uite. Și cum era cu focus-ul. Red border filter. Ia, filtre. Și astea-s ramele, formatul, poze, nici nu înțeleg. Uite așa una. F-o field. Ia, fă-mă o mișcare ceva. Nu-mi place. Doamne, ce poză urâtă. Stai, mai încerc una. Uite așa. Uite așa. A? Altă treabă. Save. Gat. Gata, am făcut și lui ăsta selfie. Păi, cam atât și cu episodul acesta e GTA. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură. Butonul de mai jos. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.